care era numele real al reginei Elisabeta. Puțin știau adevărul despre suverana din Marea Britanie. Era cunoscută de o lume întreagă drept Regina Elisabeta, însă puțini știu care era numele real al suveranei din Marea Britanie. Iată ce scrie pe certificatul de naștere. S-a născut pe data 21 aprilie în anul 1926 la Casa Regală Windsor. Regina Elisabeta a fost primul copil al ducesei și ducelui York. Deci cu toții o știam drept, regina Elisabeta, numele suveranei era diferit în certificatul de naștere. Nu mulți știau adevărul până acum. Care era numele real al reginei Elisabeta? Regina Angliei s-a născut în anul 1926, iar numele ei complet, din certificat, ar fi fost Elizabeth Alexandra Marie părinții l-ar fi ales pentru a le aduce un omagiu bunicilor acesteia. Numele Alexandra a fost ales de părinții reginei drept un omagiu pentru străbunica acesteia, regina Alexandra, care a fost soția regelui Eduard al VII-lea. În anul 1947, pe data de 20 noiembrie, suverana s-a căsătorit cu Philip Mountbatten. Chiar dacă s-a căsătorit, regina Elisabeta nu a luat numele de familie al acestuia. Deși s-a născut într-o familie regală, părinții nu ar fi răsfățat-o, ci ar fi încercat să o facă să ducă o viață cât mai obișnuită, mai ales pentru că atunci, când s-a născut, în anul grevei generale,